Am și vă invit în dimineața aceasta să deschidem împreună Cartea lui Dumnezeu, în Ieremia, capitolul 8, cu versetul 20, pagina 745. Secerișul a, a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Care este tabloul? pe care ne l zugrăvește prorocul Domnului Ieremia prin versetul acesta. Nu i așa că este un verset care ne zguduie? Nu e așa că este un verset peste care am vrea să trecem destul de repede și nu ne dorim cu tot din adinsul să se întâmple în dreptul vreunuia dintre noi? Și totuși, spune omului Dumnezeu, prorocul Ieremia, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem Mântuiți. Este un tablou destul de sumbru. Este un tablou și am putea spune că evocă tabloul acesta durerea din inima omului lui Dumnezeu, din inima lui Ieremia. Și n am putea pune întrebarea în această dimineață cum este posibil ca un proroc al Domnului să vină și să zugrăvească înaintea poporului un astfel de tablou. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem Mântuiți. Aș vrea să vă întreb în această dimineață: e posibil, e posibil să pierdem mântuirea? Dumnezeu a făcut totul. Cerul a dat tot ce a avut pentru mântuirea și salvarea fiecăruia dintre noi. Și totuși, Biblia, Sfânta Scriptură, Cartea lui Dumnezeu, vorbește în mai multe rânduri despre pericolul de a pierde. Mântuirea și veșnicia. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Cred că este cea mai tristă perspectivă pentru unul dintre acela care are în mâna lui Sfânta Scriptură. Pentru că, dacă am fi în situația aceasta, am putea spune că suntem în acord cu ceea ce spune Pavel. Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că tot Biblia spune că poți să ai totul din punct de vedere material, poți să te bucuri de toate din ceea ce oferă pământul acesta și lumea aceasta, dar dacă îți pierzi sufletul și dacă pierzi veșnicia, ai pierdut totul. Mi-am pus întrebarea de ce oare omului Dumnezeu, profetul Ieremia, ajunge la această constatare atât de tristă. Și dragii mei, nu este greu să găsim răspunsul. Pentru că în același capitol, 8, doar câteva versete înainte, descoperim de ce Ieremia ajunge la această constatare atât de tristă. Și vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, Ieremia 8, și să descoperim împreună câteva dintre motivele care pot conduce către pierderea mântuirii. Versetul 6 și 7 spune la fel, așa, căci eu sunt cu luare aminte. Și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui. Niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut, ci toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă la luptă. Personal trebuie să vă spun că am studiat cu atenție versetul acesta. Căci eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui. Poate oare vorbirea inadecvată, vorbirea noastră care este nepotrivită, să conducă către pierderea mântuirii? Dumnezeu se uită din cer și spune, eu sunt culoare aminte, sunt atent la vorbirea lor, sunt atent la cuvintele lor și la ceea ce le este pe buze. Și spune, ei nu vorbesc cum ar trebui? Oare cum ar trebui să fie vorbirea unui creștin? Oare cum ar trebui să fie vorbirea mea și vorbirea fiecăruia dintre dumneavoastră? De ce omului Dumnezeu spune că acesta poate fi un motiv pentru care să-mi pun mântuirea în pericol? Este oare chiar atât de important cum vorbesc, ce vorbesc și mai ales către cine vorbesc? Eu? Sunt culoare aminte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui. Am căutat să văd ce spune Sfânta Scriptură vis-a-vis -vis de subiectul acesta, de o vorbire nepotrivită. Și am găsit, dragii mei, în Matei 12, cu 36 și 37, că Biblia spune că fiecare dintre noi vom da socoteală de cuvintele noastre, de fiecare cuvânt pe care l-am rostit. Și m-am întrebat, Doamne, oare cum a fost vorbirea mea săptămâna aceasta? Câți dintre noi am fi bucuroși ca aici, pe un ecran, să ne apară toate cuvintele pe care le-am rostit în această săptămână? În familie, la locul de muncă, față de frații și surorile noastre, față de cei apropiați? Câți dintre noi am fi foarte bucuroși să apară aici un ecran și să vedem toate cuvintele pe care le-am rostit? Nu este înghesuială pentru că fiecare dintre noi știm că suntem deficitari în domeniul acesta. Am găsit de asemenea în Efeseni 4 cu 29 un sfat pe care ne-l dă omului Dumnezeu și anume că niciun cuvânt stricat să nu ne iasă din gură, ci unul care să ajute pe celălalt să-l zidească, să-l încurajeze, să-l îmbărbăteze atunci când trece prin momente de criză. Am găsit de asemenea în Iacov, capitolul 3, cu versetul 2, că toți greșim în multe feluri, dar dacă nu greșește cineva în vorbire, continuați dumneavoastră. Este un om de săvârșit. Poate oare vorbirea noastră nepotrivită să pună în pericol feșnicia? Ieremia, ajunge la această concluzie. Pentru că spune în versetul 2, în versetul 6 din capitolul 8, Dumnezeu, sunt culoare aminte și mă doare că ei nu vorbesc cum ar trebui. Aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă săptămâna aceasta, poate că am greșit în domeniul acesta, să cerem din partea lui Dumnezeu înțelepciune dar și putere pentru schimbare. Era un gând în lecțiune, și cred că fiecare dintre dumneavoastră l-ați notat în studiul de astăzi: Este rău când comiți un păcat, dar este și mai rău când refuzi să renunți la acel păcat. Dacă Dumnezeu în această dimineață m-a cercetat prin cuvânt și mi-am dat seama că sunt deficitar pe domeniul acesta, Că nu toate cuvintele mele sunt ca să zidească, ci poate că uneori îmi place să vorbesc de rău. Îmi place să bârfesc pe fratele meu. Îmi place că atunci când aud ceva deja să mă duc și să trâmbițesc către ceilalți, în loc să pun genunchiul jos și să mă rog pentru cel care este greșit. Dacă cumva sunt în această situație, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ofere putere pentru schimbare. Este rău când comiți un păcat, dar este și mai rău când refuzi să renunți la acel păcat. Revin la imaginea din Ieremia, capitolul 8, cu versetul 6, că sunt cu luare aminte la ei și aud că nu vorbesc cum ar trebui. Îmi doresc ca în săptămâna, dacă Dumnezeu ne mai dă, ne mai dă viață, care stă înaintea noastră. Dumnezeu, când va privi cu luarea minte în dreptul fiecăruia dintre noi, să spună da, îmi place ceea ce aud, îmi plac cuvintele pe care ei le spun, îmi place vorbirea lor, îmi place că fiecare vorba lor este cu har și drasă cu sare. Așa spune Biblia, că trebuie să fie vorbirea fiecăruia dintre noi. Doamne, iartă-ne pentru ceea ce am greșit în domeniul acesta și ajută-ne ca măcar de aici înainte vorbirea noastră să fie întotdeauna cu har și dreasă cu sare. Și fiecare vorba noastră să fie o vorbă care zidește, o vorbă care apropie mai mult de Dumnezeu și o vorbă care îl ajută pe cel care poate este căzut. Primul motiv sau prima situație în care putem să așezăm mântuirea noastră sub semnul întrebării, este vorbirea noastră nepotrivită. Un al doilea motiv pe care l-am găsit aici, prezentat în Ieremia, este superficialitatea. Spune versetul, chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri. Turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirilor, dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. E posibil să vii cu un astfel de mesaj în mijlocul Israelului și Ieremia să spună lucrul acesta. Cum adică nu cunoaște legea Domnului? Ei care spuneau întotdeauna templul Domnului, templul Domnului, legea Domnului, noi suntem urmașii lui Avram, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem sămânța moștenirii lui. Cum este posibil ca lucrul acesta să-l spună profetul Domnului Ieremia? poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Poate fi superficialitatea un motiv care să pună sub semnul întrebării mântuirea noastră? Aș vrea să vă invit, dragii mei, în sensul acesta să deschidem Cartea lui Dumnezeu în Matei, capitolul 7, de la versetele 21 la 27. Pagina 930, Matei, capitolul 7, de la versetele 21 mai departe. Mântuitorul spune aici la finalul predicii de pe munte. Sunt cuvintele lui. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de rece. Mă întorc la biserica de astăzi și la creștinismul modern. E posibil să spui, Doamne, Doamne, e posibil să te închini înaintea lui Dumnezeu, e posibil să fii conștiincios în ceea ce privește darea zecimii și a darurilor. Și totuși, și totuși, să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu. Pentru că mulți vor veni în ziua aceea și îmi vor spune, Doamne, și noi am fost dintre urmașii tăi, și noi am avut numere scrise în registrul bisericii, și noi am fost dintre aceia care declaram că suntem ucenicii tăi. Și totuși, Mântuitorul spune, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Dragii mei, cred că acestea sunt cele mai triste cuvinte pe care le poate auzi o ureche omenească. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Superficialitatea. Un alt motiv care poate să pună în pericol mântuirea și veșnicia fiecăruia dintre noi. Și poate că mă întrebați în această dimineață, Gabriela, cum e posibil să fii superficial când vii la închinare? Cum e posibil să fii superficial când ai în mână Sfânta Scriptură? Și o ai în casă și nu una, ci mai multe? Cum e posibil să fii superficial când participi la lecțiunile școlii de sabat și răspunzi și te pregătești pentru lucrul acesta? E posibil să fii religios și totuși să fii de parte de Hristos? Pentru că Mântuitorul, pentru ca să întărească aceste cuvinte, vine în continuare și spune una dintre cele mai cunoscute pilde ale sale, și anume casa zidită pe stâncă în comparație cu casa zidită pe nisip. Și vă rog să citim mai departe de la versetul, șap de la versetul 24. Spune Domnul Hristos, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit. De ce? Pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea ei i-a fost mare. Două case, două temelii, două destine total diferite. Am putea spune că aceste două personaje, omul înțelept și omul neînțelept, din parabola Mântuitorului, au multe elemente în comun. Erau oameni harnici, se pare că erau buni meseriași, au investit foarte mult timp în construirea caselor lor, însă, dragii mei, între acești doi oameni, între acești doi constructori, există o mare diferență. Unde? Pe ce îți așezi temelia casei tale? Unul dintre ei spune Biblia, omul acela înțelept și-a așezat temelia casei lui pe stâncă, iar celălalt a considerat că este mai comod să-și așeze temelia pe nisip. Nu trebuie să sape atât de mult, pentru că Luca vine și ne completează. Și în dreptul omului, cu judecată, în dreptul omului înțelept, spune că a săpat mult înainte. A fost nevoie de un efort deosebit pentru ca el să-și așeze temelia pe stâncă. Între aceștia doi există o diferență care la final va face diferența în ceea ce privește feșnicia lor. Unul a zidit pe stâncă, iar celălalt pe nisipul mișcător, poate al părerilor lui, al înțelepciunii omenești. Merge și așa, cum cred eu că este mai bine, nu așa cum spune Dumnezeu clar în Sfânta Scriptură. Între creștinismul autentic și cel superficial până la un moment, nu există mari diferențe. În vremurile de liniște, în vremurile de calm, când totul este bine, ai putea spune că ți este destul de greu să faci diferență între un creștin autentic și unul care este superficial. Dar vine o vreme, dragii mei, când se va face diferența. Și vremea aceea este una de criză, așa cum se sublinia și în lecțiune, în studiul de astăzi definește cuvântul acesta criză istoria Israelului pe care o prezintă profetul Ieremia. Și am putea spune că acest cuvânt definește și creștinismul de astăzi. Criză. Ce faci atunci când vin vânturile? Atunci când vin ploile? Atunci când novesc șuvoaiele? Pentru că acolo și în astfel de momente se vede cu adevărat pe ce ai construit casa ta. Pe ce ai construit caracterul tău? Între creștinul autentic și creștinul superficial, până la o vreme, nu sunt mari deosebiri. Dar într-o zi se va vedea diferența. Ce faci atunci când ajungi în necaz? Ce faci atunci când ajungi în boală? Ce faci atunci când te confrunți cu această situație teribilă să pierzi pe cineva drag, poate partenerul de viață sau copilul sau pe cineva din familia ta? Ce faci atunci? Pentru că în astfel de momente se descoperă cu adevărat pe ce ai zidit. Pe ce ți-a așezat casa sufletului tău? Cât de puternică a fost temelia pe care ai construit? Spunea Mântuitorul, pe oricine aude cuvintele mele și nu doar le aude, le împlinește, îl voi asemăna cu un om cu judecată, un om înțelept, care a știut că cea mai sigură temelie este pe stâncă. Iar pe cel care aude cuvintele saba de sabat, iar pe acela care citește, poate, înțelege, dar nu pune în practică, nu împlinește aceste cuvinte ale mele, îl voi asemăna cu un om care și-a zidit și el o casă, dar n-a fost înțelept să-și dea casa pe o temelie sigură. Mai devreme sau mai târziu, temelia fiecăruia dintre noi, va fi testată. Pentru că dacă poate nu am trecut eu printr-o încercare săptămâna aceasta, poate că voi trece săptămâna viitoare. Dacă nu am pierdut eu pe cineva drag săptămâna aceasta, nu știm ce ne rezervă viitorul, poate că voi pierde mâine sau poate în timpul care este înainte. Mai devreme sau mai târziu, temelia fiecăria dintre noi va fi testată. Și atunci se va vedea cu adevărat dacă am fost un creștin autentic sau am fost doar un creștin superficial. Aș vrea să mă opresc aici, dragii mei, și revin la acel text pe care l-am citit în deschidere, al profetului lui Dumnezeu. Vara a trecut, secerișul s-a dus și noi tot nu suntem mântuiți. Și aș vrea în dimineața aceasta, în mod foarte serios, fiecare dintre noi să ne punem întrebarea, Doamne, este ceva în viața mea care ar putea să pună în pericol mântuirea și veșnicia mea? Și dacă, sub clăuzirea lui Dumnezeu, ajungem să constatăm cu sinceritate înaintea cerului că sunt anumite domenii în viața noastră unde nu suntem așa cum Dumnezeu așteaptă să fim, vă rog, dragii mei, ca plecând de la această dimineață de aici, să plecăm cu noi hotărâri în sufletul nostru de a fi altfel. Pentru că dacă Dumnezeu mai îngăduie și sabatul viitor vom fi în același loc, vom fi poate pe aceeași bancă și suntem cu aceleași defecte de caracter, suntem cu aceleași probleme, dacă vorbirea noastră nu este cu har și drasă cu sare, dacă suntem la fel dispus să tolerăm păcatul în viața noastră, mă întreb la ce ne ajută toate aceste lucruri. Un om cu adevărat înțelept va fi un om care, așa cum spune Mântuitorului, ascultă, aude, dar nu se oprește aici. Împlinește în viața lui ceea ce Dumnezeu îi spune. Primul aspect care poate să pună în pericol mântuirea noastră, așa cum spune Eremia, este vorbirea nepotrivită. Și dacă știm că suntem deficitari aici, haideți să-i cerem lui Dumnezeu putere să schimbe el ceea ce trebuie schimbat în ceea ce privește vorbirea noastră să sfințească buzele noastre, să sfințească limba noastră și întotdeauna să fim atenți la fiecare cuvânt pe care îl rostim și să facă Domnul să fie un cuvânt care să zidească, un cuvânt care să ajute pe celălalt și să nu dărâme. Un alt aspect, superficialitatea. Mă frământă locul acesta și cred că și pe dumneavoastră. Pentru că întâlnești foarte adesea oameni care deși se numesc ucenici ai Mântuitorului, n-au nimic de-a face cu Evanghelia. Vorbirea lor, atitudinea lor, purtarea lor în cursul săptămânii este atât de departe de ceea ce înseamnă a fi ucenic al Mântuitorului. Doamne, dacă poate cumva am fost superficiali în ceea ce privește pocăința, te rugăm în această dimineață să ne ierți dar în același timp, ajută-ne să înțelegem că avem nevoie să construim caracterul nostru pe stânca veacurilor, pe stânca veacurilor care este Mântuitorul Iisus Hristos. Îmi plac atât de mult, dragii mei, cuvintele pe care le găsim în Psalmul, capitolul 62, versetele 5 la 7 și aș vrea să le citesc la final. Psalmul, capitolul 62, și aceasta să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi. Psalmul 62, versetele 5 la 7. Da, suflete, încredete în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare și subliniez lucrul acesta. Da, el este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemează ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Ce spune psalmistul? El este locul meu de adăpost. El este stânca mea pe care am construit caracterul meu, pe care am construit casa sufletului meu. El este scăparea mea. Aș vrea să reținem la final câteva lecții din meditația din această dimineață. În primul rând, verificați-vă temelia înainte de a fi prea târziu. Trăim pe un pământ, dragii mei, care este atât de nesigur. Niciunul dintre noi nu avem garanția că sabatul viitor vom fi în locul acesta, e adevărat? Niciunul dintre noi nu suntem stăpâni pe clipa prezentă, nu pe ziua viitoare. Trăim pe un pământ care este Atât de nesigur. Citam despre atentatul din Portland, și poate că unii dintre dumneavoastră știți că una din victime a fost o tânără adventistă. O tânără care studia în acea universitate. Și atunci când a fost îndreptat pistolul spre ea, nu s-a temut să recunoască, înaintea ucigașului, că este o creștină. Și pentru lucrul acesta a plătit cu viața ei. Avea doar 44 de ani. Avea familie. Și atunci când a întrebat-o: Ești creștină?, a răspuns: Da. Pentru că știți ce le spunea ucigașul: Da? Îl cunoști pe Dumnezeu? În câteva minute te vei, în, în câteva clipe te vei întâlni cu Dumnezeul tău. Și pe aceia care spuneau: Da, sunt creștin, îl îi împușca în cap, iar pe ceilalți: într-un picior. Una dintre victimele acelui atentat. A fost o tânără adventistă, o soră de-a noastră. Probabil că avea multe planuri. Poate că plecase de dimineață de acasă cu speranța că se va întoarce. Și totuși nu s-a mai întors. Atâtea tragedii, atâtea nenorociri. Viața este atât de nesigură. Verificați-vă, dragii mei, temelia înainte de a fi prea târziu. Al doilea gând, zidiți pe stâncă. Pe stânca veacurilor, care este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Ce înseamnă să zidești pe stânga? Înseamnă să ai tu personal acea relație cu Dumnezeu, acea relație cu Mântuitorul care te poate salva și îți poate aduce veșnicia. Înseamnă tu personal să investești timp în studiul Scripturii, nu pentru că trebuie, ci să găsești plăcere să stai înaintea lui Dumnezeu cu Biblia deschisă. Înseamnă ca tu personal să te rogi și să ai experiențele tale cu Dumnezeu. Nu ale părinților tăi, sunt bune, te pot ajuta, dar nu sunt suficiente. Zidiți pe stâncă, așa cum spunea și psalmistul, Dumnezeu este stânca mea și pe El îl fac locul meu de adăpost. Mântuitorul spunea lui Simon, Simone, Simone, satana a cerut să vă cearnă ca grăul dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Îmi plac atât de mult aceste cuvinte de asigurare ale Mântuitorului. Eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Aceeași rugăciune o înalță Mântuitorul și astăzi în dreptul fiecăruia dintre noi. Pentru ca credința noastră să nu se piardă. Și ultimul gând, casa mea nu poate fi construită pe temelia pe care a construit-o altcineva. Soțul sau soția mă pot ajuta. Părinții își pot ajuta copiii până la un anume punct. Dar fiecare dintre noi trebuie să construim caracterul nostru în mod personal. Nu pot construi casa pe temelia pe care a construit-o altcineva pentru mine. Fiecare dintre noi trebuie să construim în mod personal. Caracterul nostru și avem nevoie să clădim pe această stâncă, care este Mântuitorul. Mă opresc aici. Însă, mă rog, în această dimineață, ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți, oameni care nu doar ascultăm cuvântul Mântuitorului, ci împlinim în viața zilnică ceea ce Domnul Hristos ne spune în cuvântul său. Mă rog să ne ajute Dumnezeu să construim pe stâncă și dacă El va îngădui, să trecem prin furtuni sau să vină asupra noastră ploi, vânturi sau șuvoaie, dacă am construit pe stâncă, cu siguranță că vom avea putere să trecem și prin astfel de situații de criză. Iar dacă am fost doar creștini superficiali, oameni neînțelepți, prăbușirea noastră va fi mare. Îmi doresc ca toți care suntem aici și mulți alții împreună cu noi să fim oameni înțelepți, care să construim pe stânca veacurilor Jesús Cristo. Amén. Hristos și spre onoarea bunului tată ceresc. Închidem serviciul divin din această dimineață cu cântarea numărul 68 Clădim pe o stâncă de mult preț Isus piatra unghiulară. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, care tronezi în glorie și în mărire, sfințească-se numele Tău. Amin. Cu respect și cu reverență venim să ne închinăm înaintea Ta în clipa aceasta și să-ți mulțumim frumos că ne-ai cercetat prin cuvântul Tău. Amin. Mulțumim pentru avertizările care ne-ai dat, dar îți mulțumim și pentru speranța pusă în sufletul nostru, că prin jertfa lui Isus putem fi iertați, și putem fi mântuiți. Amin. Ajută ca textul acesta dezbătut astăzi, că a trecut vara și noi nu suntem mântuiți, să fie transformat și să sune astfel. A trecut vara și noi suntem mântuiți. Amin, Amin Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Tatăl nostru din ceruri, cu durere în suflet, te rugăm frumos pentru Alina și copiii. Tată, mângâie și întărește-o. Te rugăm pentru mama ei, Amin. care a venit pentru prima dată în biserică. Mângâie-o și întărește-o, Te rugăm pentru domnul Savin, tatăl lui Alex, care a venit pentru prima dată în biserică. Amin. Ai milă și întărește-l, Doamne. Te rugăm din toată inima pune-le în inima lor speranța revederii și ajută-i să pregătească pentru această revedere. Tatăl nostru, simțim împreună cu ei și ne doare sufletul. Dar te rugăm, ascultă rugăciunile tuturor celor care se roagă pentru ei și mângă ele sufletele. Amen. Te rugăm toată și pentru mama aceasta care vine cu copiii la adunare de la Tarnița, să o binecuvintezi, Doamne. Te rugăm din toată inima pentru toți prietenii de adevăr care vin să găsească mângâiere și mântuire aici, să-i binecuvintez. Te rugăm pentru oaspeții noștri, te rugăm pentru cei întristați din mijlocul nostru, pentru Octav, te rugăm, care și-a pierdut sora, întărește-l. Te rugăm, Tată, din ceruri, pentru toți cei care strigă către Tine în nevoi și în necaz, să-i mângâi și le dai speranța că Tu ești alături de ei. Ajută-ne să plecăm de aici cu încrederea că Tu ne poți mântui și vrei să ne mântuiești. Amin. Și ajută-ne să plecăm de aici cu dorința de a te sluji pe Tine. Amin. Avem multe să-ți cerem, dar îți mulțumim frumos că ai fost prezent în mijlocul nostru. Lăudați și binecuvântați să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în veci. Amin.